Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog. Azi e duminică, e ziua cea mare într-un fel. Astăzi o să facem cele mai multe chestii. Am închiriat o altă mașină, aveam un Volkswagen Caddy. Era praf, adică nu era praf, era foarte bun, dar nu puteam să urcăm pe munți. Nu era atât de ușor să ajungi pe munți ca ăștia cu mașina aia. Așa că am închiriat o altă mașină, un Mini Cooper, ceva. Nu știu, deci faza tare e că am trebuit să închiriem un Ford Kuga. Și când am fost acolo nu mai era niciun Ford Kuga și era Mini Cooper-ul ăsta, așa că l-am luat. O să urcăm la 2500 de metri, 2000 și ceva de metri. Cu mașina o să fie niște peisaje superbe, deci vă recomand să vă uitați până la final. Bun, cred că e timpul să plecăm. Am ajuns la un munte. Ce munte e asta? Deci suntem la muntele Nufenen Pass, la 2700 de metri. Peisajul e superb și e foarte frig aici. E absolut superb. Ne mai plimbăm puțin să vedem și alte peisaje. Mă rog, mai mergem 20 de metri și vedem dacă mai găsim ceva interesant. Wow, frate, uite cum e.
lac glaciar care are temperatura de 10 grade, deci cred că nu aș vrea să fac baie. Mai devreme trecuse și un Ferrari de la mai vechi, numai că n-am avut ocazia să-l filmez. Suntem la, acum la Furca Pass, e încă un munte, foarte mișto pe aici. Asta e apa din Ghetarul Romului. Iar acum mergem și o să urcăm și mai mult. De aici izvorăște Ronul. Acum mergem la un ghețar și la o peșteră de gheață. A treasure lent me from a... Ok, deci am fost și la ghețar, n-am fost în peșteră că era destul de frig și era foame și am stat să mănânc. Acum o să mergem acasă și mai pe seară o să mergem în Sion să mâncăm, să bem o cafea. Și da, cam asta a fost excursia. O să mergem acasă. Și totuși, cascada asta e superbă. Mă rog, mini cascada. A treasure lent me from a... Obsession. Obsession. Am ajuns acasă după mult traseu, am mers pe munți, am fost la înălțimi destul de mare, am fost la 2500 de metri. A fost foarte, foarte fain. Azi mâine e ultima zi, o să mai vizităm nu știu ce oraș, Montreux, și marți o să plecăm înapoi la Nitra și după acasă. Cam asta a fost cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel buton de like. Eu am fost Gam, iar ne vom vedea data viitoare. Pa. A treasure.